ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în noul an! La mulți ani, vă spun de aici, din platoul Focus TV. Sănătate să vă aducă noul an, iubire și tot ce vă doriți. Dar astăzi, mai mult ca niciodată și mai încrezătoare ca niciodată, vă spun ca noul an sper să ne aducă nouă tuturor, buzoieni, vrânceni, viața pe care am avut-o înaintea acestei pandemii. Asta pentru că astăzi, iată, Buzăul și Vrancea au spus da vaccinării anti-COVID. A fost un moment istoric, așa cum l-au numit toți cei care s-au aflat în prima linie în lupta cu acest temut virus și care astăzi au primit prima doză de vaccin anti-COVID. A fost un moment cheie în gestionarea acestei crize și cu toții speră ca acesta să fie practic începutul finalului acestei pandemii. Dar până va trece timpul și vom vedea cum va decurge această vaccinare, astăzi mi-am propus să vă aduc în fața dumneavoastră, în primul rând, pe cei care au fost primii vaccinați, atât din Buzău cât și din Vrancea, să vedem ce s-a întâmplat cu dozele de vaccin ajunse în Buzău și în Vrancea, 975 la număr, atât în Buzău cât și în Vrancea. Vedem dacă au fost în totalitate repartizate și cum a decurs această primă zi a vaccinării. Pentru toate acestea am pregătit declarații în exclusivitate pentru dumneavoastră aici, la Focus TV. Buzoienii, vrâncenii, stați alături de noi pentru că vă promit că o să aflați răspunsurile la foarte multe din întrebările pe care încă le mai aveți despre acest vaccin. Vom începe cu Buzăul, pentru că alături de mine în platoul Focus TV este chiar coordonatorul campaniei de vaccinare, subprefectul Adina Moiseanu. Bine ați venit în platoul Focus Bună TV. Bună seara, bine v-am găsit. La mulți ani, bună seara și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, pentru că am asistat la un moment istoric astăzi, așa cum am spus, am avut astăzi și un moment surprinzător, o surpriză venită astăzi de la vârful Casei Albe. În timp ce primii buzoieni spuneau da vaccinării și primele doze erau administrate, un mesaj pe rețeaua socială era postat de prefectul Leonard Dimian, care și-a anunțat demisia. Haideți să ascultăm ce a spus astăzi, în exclusivitate pentru Șansa News și Focus TV, prefectul Leonard Dimian. Nu trebuie să fie un gest surprinzător, este un gest firesc, având în vedere rezultatele ultimului tur de alegeri parlamentare. S-a structurat o nouă componență a Parlamentului, o nouă componență a Guvernului. Guvernul care m-a investit a fost schimbat, a venit un alt guvern cu o nouă structură, drept pentru care am considerat că și pe deasupra n-are rost să ne ferim acum și de aspectul politic. Partidul care m-a susținut nu mai este partid parlamentar, drept pentru care eu cred că este un gest firesc, un gest normal, un gest decent prin care să-mi anunț demisia din funcția de prefect, să las locul liber pentru eventuale negocieri politice care vor avea loc ulterior și care vor impune un nou prefect al județului Buzău. Conform ordinului prefectului, primul subprefect, care este domnul Alecu Vasile, va rămâne la conducerea instituției. Activitatea va merge în continuare cu doamna subprefect Adina Moiseanu, care pe lângă atribuțiunile pe care le are în fișa postului de coordonare activității celor două servicii de pașapoarte și permise, este și coordonatoarea activității de vaccinare, împreună cu domnul subprefect Alecu Vasile, vor conduce în continuare activitatea instituției fără probleme până la următoarea ședință de guvern, când cred că va fi numit și noul prefect. A fost o perioadă incomparabilă cu perioadele mandatate de ceilalți prefecți anteriori. Consider că sunt mult mai multe realizări decât una, dar cea mai importantă este că în momentul în care plec, las Buzăul ca zonă verde, din punct de vedere al pandemiei. Așadar, doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe prefectul Leonard Dimian. Dumnealui și-a depus această cerere prin care a înștiințat că renunță la postul pe care îl are din decembrie 2019. Are o perioadă de concediu, o săptămână, mai exact, timp în care la Casa Albă ați rămas dumneavoastră și domnul subprefect Vasile Alecu, care da, practic a preluat toate... drept al domnului prefect Leonard Dimian este domnul subprefect Alecu Vasile. Deci, pe perioada cât va fi în concediu domnul prefect, va prelua atribuțiile. S-a simțit astăzi lipsa? A fost un moment foarte important pentru Buzău. Nu am avut timp să simțim lipsa pentru că am fost plecați mai mult pe teren și, da, cu siguranță ne-am fi dorit să participe și dânsul la
Activitatea acum decurge cum la prefectură? Mă refer astăzi și în zilele următoare. Au mai fost situații în care prefectul a plecat în concediu și locuitorul de drept al domnului prefect este domnul subprefect Alecu Vasile, care preia în timpul concediului de odihnă atribuțiile pe care le desemnează pentru prefect. Am înțeles că acestea ar fi din punct de vedere administrativ lucrurile, să ne mai așteptăm și la alte schimbări la Casa Albă odată ce va fi? Deocamdată nu. Este un act personal al domnului prefect, a spus despre ce este vorba și mai departe vom... Așa este, într-o declarație exclusivă pentru Focus TV și Șansa News a fost dată această declarație astăzi. Trecem la momentul istoric de astăzi. Așa am văzut că l-au numit toate cadrele medicale cu care am stat de vorbă, toți medicii, managerii de spital, asistentele care au decis ca astăzi să fie printre primii buzoieni vaccinați. Ați fost acolo, cum ați simțit dumneavoastră acest moment? Am așteptat cu nerăbdare 10 luni de zile apariția acestui vaccin și astăzi chiar a fost un moment istoric. O să mă vaccinez și eu în următoarele zile, aștept cu nerăbdare și îndemn cât mai mulți, fac apel la cetățeni să se vaccineze, pentru că vaccinarea este singura soluție ca să putem scăpa, să stopăm această pandemie. Așa este, să sperăm că îndemnul acesta va fi auzit de cât mai mulți buzoieni, însă în legătura telefonică directă cu noi este acum doctorul Micu Bogdan, este șeful secției boli infecțioase, este primul buzoian care s-a vaccinat. Bună seara și bine ați venit alături de noi în această seară. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. O să vă întreb în primul rând cum vă simțiți, pentru că au trecut câteva ore, la ora 8 dimineață a fost administrată această primă doză de vaccin, dacă au fost reacții adverse? Da, au trecut mai bine de 7 ore de la administrare și nu am nicio reacție adversă și e ca și cum nu s-ar fi întâmplat, ca să zic așa. O să-i rog pe colegii... O să-i rog pe colegii mei să ne arate și imagini de la acest moment, pentru că am fost acolo lângă dumneavoastră, dar pentru că eu am stat de vorbă, dar o să vă rog să le spuneți telespectatorilor cum a fost acest moment. Este foarte important faptul că nu ați avut reacții adverse. Cum a fost momentul exact în sine al vaccinării? A fost un moment emoționant, pentru că de atâta timp, din martie, așteptăm... De când a debutat pandemia, cel puțin au fost primele cazuri la Buzău, așteptăm acest vaccin și consider că este singura cale de a reveni la normalitate, de a opri pandemia. De aceea și populația generală, pe lângă cadrele medicale, ar trebui să se vaccineze. Când o să vină momentul când va fi stabilit de autorități. Iată, avem în acest moment imagini din centrul de vaccinare de la Spitalul Județean, acolo unde dumneavoastră ați primit astăzi doza cu serul anti-COVID. Ați trecut printr-un triaj. Vă rog să ne spuneți exact pașii pe care i-ați urmat, pentru că sunt de altfel pașii pe care îi vor urma toți cei care vor accepta această vaccinare. Sigur. S-a făcut un triaj epidemiologic și o mică anchetă epidemiologică, apoi s-a făcut un consult de alergologie cu doamna dr. Băjenaru Simona în privința reacțiilor alergice și fiind monitorizați în cabinetul doamnei doctor, imediat după administrare. Înainte de vaccinare s-a monitorizat saturația, temperatura și tensiunea arterială, după care am fost invitat în cabinetul de vaccinare, mi s-a administrat doza, la care nu am simțit decât o înțepătură discretă, adică mare lucru n-a fost mai... Și după care, pentru monitorizarea ulterioară de cele 15 minute, am revenit în cabinetul doamnei dr. Băjenaru pentru a fi evaluat și supravegheat. Nu s-a întâmplat nimic, nici la 7 ore și ceva de la administrare nu am nicio reacție, nici măcar locală, ca să zic așa.
Cum v-au primit colegii din secția de boli infecțioase, cei cu care lucrați, iată, de 10 luni în prima linie și cu care ați tratat împreună mii de pacienți? Da. Majoritatea colegilor mei o să se vaccineze în perioada următoare, fiind stabilit o grilă de vaccinare. Și a fost greu, ce să zic. A fost o perioadă foarte grea, pentru că suntem puțin medici și pacienții au fost mulți, cazuri severe și a fost o perioadă grea, ca să zic. Și sperăm noi că vaccinul ăsta va mai domoli din numărul de cazuri, pentru că, după cum observați și dumneavoastră, cu cât sunt mai multe cazuri de cazuri pozitive depistate prin PCR, cu atât sunt mai multe cazuri și mai multe cazuri severe care apar. Vedem acum, se tot vorbește de o nouă tulpină, se pare că au existat câteva modificări la unele probe, inclusiv la câțiva pacienți din țara noastră. Spuneți-ne, ca medic infecționist, cum tratați acum pacienții, cu câtă atenție, dacă aveți o atenție sporită în această perioadă, chiar dacă, iată, a venit acest vaccin și, cum spunea și dumneavoastră, sperați să mai domolească din această răspândire comunitară. Mutația SARS-CoV-2-ului, cea depistată în țările din vest, încă nu e dovedită la noi în țară. Nu știu, auzisem că urmează să fie făcută genotiparea la Institutul Matei Balș a unui pacient care era suspect de ieri. În schimb, nu am auzit să fie vreun rezultat, cum că este varianta mutantă a SARS-CoV-2-ului. Așa, este, încă nu este nimic dovedit, dar încă nu este nimic clar, dar există suspiciuni. Dar abordarea pacientului va fi identică. Un mesaj, vă rog, domnule doctor, pentru toți buzoienii care la rândul lor așteaptă vaccinarea sau poate fac parte din categoria celor care sunt mai neîncrezători acum la început de drum. În continuare, pe lângă vaccinare, care vaccinarea, v-am spus, va reprezenta arma esențială în lupta cu infecția cu SARS-CoV-2, continuă să fie măsurile de precauție universală, adică distanțare socială, purtarea măștii, pentru că nu avem de unde să știm dacă persoana de lângă noi este sau nu infectată, nu putem să știm și suntem în afara, înainte perioadei de vaccinare și putem să ne infectăm înainte să fim vaccinați. De aceea e foarte important să se respecte la fel măsurile de precauție universale și purtarea măștii. Și când va fi disponibil vaccinul pentru populația generală, e foarte important să ne vaccinăm, să se vaccineze, pentru că efectele adverse, după cum știți, sunt minore, dacă există, în majoritatea cazurilor nu există și trebuie să avem grijă de noi și de familiile noastre, în principal. Când urmează să primiți cea de-a doua doză de vaccin? În maxim 28 de zile. Vă mulțumesc foarte mult. E următoarea doză. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și pentru că ați fost alături de noi în această seară. Sănătate multă vă doresc și vă felicit pentru faptul că ați vrut să fiți primul buzoian și să oferiți un exemplu atât prin propria vaccinare, cât și prin tot ceea ce faceți dumneavoastră acolo pentru pacienții de care ajung la boli infecțioase. Așadar, doamna subprefect, iată, l-ați văzut și dumneavoastră astăzi la vaccinarea. Felicit și doresc sănătate și eu alături de dumneavoastră. Pe doctorul Micu, dumnealui a luptat, a fost în prima linie încă de la debutul pandemiei. La un moment dat și-a pus umărul pentru a fi făcut un tunel pentru dezinfectare acolo la boli infecțioase, chiar la începutul pandemiei, undeva în luna în luna aprilie a fost făcut acest tunel de o firmă privată. Deci a fost implicat mai mult decât în tratarea pacienților COVID-19, cei care ajungeau în atenția dumnealui. Am văzut, de altfel, în toată această
această perioadă pe rețeaua socială foarte multe mesaje de mulțumire la adresa dumnealui, pacienți care au trecut prin boală, care au avut nevoie de oxigen și care odată ajunși acasă și au putut și au revenit și au reluat cât de cât viața, au putut să scrie pe Facebook un mesaj de mulțumire și bineînțeles să povestească experiența prin care au trecut. Atunci și cu mai multă nerăbdare a așteptat acest vaccin. Așa este. Noi revenim la acest centru de vaccinare pentru că vreau să înțeleagă toată lumea cum arată un astfel de centru de vaccinare. Eu am pregătit și pentru ca oamenii să înțeleagă foarte bine exact cum este organizat un centru. O să-i rog pe colegii mei să mă ajute, timp în care dumneavoastră să-mi povestiți exact care sunt pașii pe care, ați văzut, și domnul doctor ne-a spus așa pe repede înainte, în timpul pe care l-a avut, ce trebuie să facă un om în momentul în care ajunge în acest centru de vaccinare. Le reamintim celor de acasă, noi avem 5 centre de vaccinare. Da, sunt 5 centre de vaccinare pentru această primă etapă care se adresează personalului medico-sanitar. Sunt astfel centrele. Centrul de la Spitalul de Urgență Județean de Urgență Buzău, centrul de la Râmnicu Sărat, centrul de la de boli cronice de la Zmeieni, de la Spitalul Zmeieni, centrul de la Săpoca, Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță au punctul, de fapt centrul se află la Ojasca, și centrul din Spitalul Nehoiu. Astăzi au ajuns dozele în toate aceste centre? Astăzi au ajuns dozele în toate aceste centre. La Râmnicu Sărat au ajuns puțin mai târziu. Însă vaccinarea a început, avem vaccinat și în toate centrele cele 5 centre sunt oamenii vaccinați. A fost așa un pic un decalaj pentru că la noi, la Buzău, aceste doze erau așteptate abia mâine. Pe data de 5 și au venit. A trebuit o readaptare foarte rapidă. Sigur, eram pregătiți oricum pentru că instituția prefectului se află în grafic conform calendarului prevăzut de către strategia de vaccinare, însă ne bucurăm că a venit mai devreme. Astăzi au fost vaccinați fără a se ține cont de programări, au fost trecuți pe niște liste suplimentare. Informațiile acestea le-am de la Direcția de Sănătate Publică și doamna director executiv de acolo. În scurt timp o să o avem probabil să vă spună mai multe noi și ne va spune exact numărul persoanelor vaccinate. Da, s-au împărțit dozele așa cum și dimineață spunea dânsa către aceste centre de vaccinare, 200 către Spitalul Județean de Urgență Buzău, 200 către Spitalul Zmeien, 200 către Spitalul Săpoca, 100 către Spitalul Nehoiu și încă 100 de doze către Spitalul din Râmnicu Sărat. Da, dacă avem această declarație pregătită cu doamna doctor Ungureanu și domnul manager Damian acolo unde s-a dat startul campaniei de vaccinare în Buzău, când o avem pregătită, o să-i rog pe colegii mei să o și ascultăm cu privire la această repartizare a dozelor. Haideți să o ascultăm, după care revenim și cu organizarea centrelor, da, așa sunt cum anumite am zone, promis. Sigur. Noi am estimat în acest weekend un necesar de aproximativ 600 de persoane pe care sperăm să îi și vaccinăm. Noi am transmis prin forurile superioare ale medicilor de familie, ale Colegiului Medicilor, al Colegiului Farmaciștilor și al Medicilor Dentiști adrese pentru ca toată lumea să știe că astăzi începe procesul de vaccinare, toată lumea să știe unde se poate înscrie pe platformă pentru a se vaccina și deși a fost o perioadă în care platforma a avut câteva probleme, lucrurile s-au remediat și sperăm să se înscrie. Pot să vă spun că de fiecare dată mi s-a comunicat și faptul că dacă sunt doritori, se pot trece pe liste suplimentare, astfel încât nimeni să nu rămână nevaccinat și să se poată vaccina. Câte doze au ajuns la Buzău? La Buzău au ajuns 975 de doze. Ce se va întâmpla?
Deocamdată rămân în depozitul, în camera frigă a Direcției de Sănătate Publică și pe măsură ce vaccinul se consumă, vom distribui în continuare către centre. Cât timp pot rămâne în acest depozit? Deci în cele 5 zile, începând de astăzi, 5 zile trebuie consumate. Așadar, ca să înțeleagă toată lumea, necesarul, adică persoanele care au confirmat în acel sistem electronic, în acea aplicație în care se înscriu cei care doresc vaccinarea, era în weekend acest necesar de 600 de persoane. Noi am primit 975 de doze. Împărțirea pe care ne-ați pomenit-o dumneavoastră mai devreme, adunate toate cele doze, ne duc la 800. Practic, de la 800 la 975, acea diferență de 175 de doze în administrarea, a rămas la DSP. Direcția de Sănătate Publică. Acum eu vă întreb dacă știți și ce credeți dacă acest număr de doze va fi consumat în perioada de 5 zile, da? Pentru că avem doar 600 de persoane înscrise. Și iată, 975 vaccinul are valabilitatea de 5 zile de când a fost dezghețat. Într-adevăr, eu astăzi am solicitat Direcției de Sănătate Publică să ia în, să analizeze și acest aspect. Dacă în situația în care vor rămâne doze neconsumate, atunci să se treacă la vaccinarea celor din etapa a doua. Voi primi un răspuns dacă se poate lua în calcul această propunere a mea. Pentru că noi în momentul acesta oricum avem... Oricum este într-o dinamică, programarea este într-o dinamică continuă, deci un număr fix nu avem la această dată. Posibil mâine să avem un număr, Direcția de Sănătate Publică să aibă un număr mult mai mare de programări. În acest sens, mie mi se comunică în fiecare zi o raportare, o informare în sensul din numărul de programați, cât s-au vaccinat, deci în fiecare zi voi avea și această raportare dată de către Direcția de Sănătate Publică. Practic astăzi, ca să facem o recapitulare să înțeleagă toată lumea, astăzi s-a vaccinat pe liste suplimentare fără o programare pentru că Buzăul făcuse programările începând cu ziua de mâine. Cu data de 5, da. Cu data de 5. Și atunci, astăzi, așa se explică numărul mai mic de persoane vaccinate. La Spitalul Județean sunt 50 de persoane, 50 erau 50 de persoane până zi, la... Da. Dar erau 50, cred, până să intru la dumneavoastră în emisiune vaccinate. 35 la Râmnicu Sărat, 20, nu știu, doamna... Undeva exact, la 15 da, la Asmeni, 200, o să le luăm pe rând. Vreau mai întâi să auzim ce ne-a declarat Felicia Vasile, directorul medical de la Spitalul Suport, acolo unde dozele, spuneați, astea au ajuns un pic mai târziu, 100 la număr pentru început. Râmnicu Sărat. Și să vedem câte dintre aceste doze urmează să fie folosite conform primelor programări. Astăzi a fost prima zi de campanie de vaccinare la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Au fost vaccinate în prima zi 15 persoane. Chiar dacă programarea și calendarul de vaccinare era inițial situat în perioada 6-9 ianuarie. Prima persoană vaccinată a fost doamna doctor cardiolog, pensionar. A fost într-adevăr dorința dumneaei. A și așteptat sosirea vaccinului, nu a avut absolut nicio reacție și ne-a mulțumit foarte mult că a avut posibilitatea de a se vaccina. Iar printre persoanele vaccinate au fost medici de familie, asistenți din spital și ai cabinetelor de medicină de familie, medici din spital și personal TESA. Așa cum am făcut calendarul de vaccinare înainte de sărbători, lista cuprindea aproximativ 77 de persoane înscrise pentru vaccinare. Dar lucrurile se pot modifica, deci această listă este în dinamică. Numărul persoanelor doritoare să se vaccineze poate să se modifice de la o zi la alta. Așadar, ați văzut că nici acolo, până în acest moment, nu s-ar atinge acel număr de 100 de doze trimise. Astăzi am stat de vorbă și am făcut așa un tur al spitalelor și eu la rândul meu. De exemplu, la
Smen și o să-i rog pe colegii mei dacă ne pot ajuta 20 cu... de vaccinați și mâine estimat 40 mi-au transmis. Așa, cu imagini de acolo, pentru că avem imagini, avem câteva fotografii cu prima persoană vaccinată de la Smen, care a fost un medic de la secția de interne, doamna doctor Elena Răducă, o felicităm, aceasta este doamna doctor, o felicităm pentru faptul că a ales să fie prima vaccinată, a fost infectată și acesta a fost și motivul pentru care a vrut să fie prima, tocmai pentru că știe ce înseamnă să fii și pacient și să îngrijești pacienții. La spitalul de la Ojasca s-a mers pe o altă strategie, în sensul că prima persoană sosită în centrul de vaccinare a fost și prima persoană vaccinată. La fel, dacă colegii mei mă pot ajuta cu imagini, este vorba despre o infirmieră care nu a trecut prin această boală, dar care a îngrijit pacienți pentru că secția în care dumneai lucrează a fost focar COVID-19. Da, este vorba despre psihiatrie 5 cronici de la secția Ojasca. Iată, aceasta este doamna infirmieră. A preferat să-și țină numele secret. Oricum îi mulțumim pentru gestul pe care l-a făcut și pentru faptul că ne-a trimis aceste fotografii. Avem imagini și de la Nehoiu. Și acolo a început această vaccinare, deși dimineață toată lumea era așa un pic buimacă, în sensul că nu știa dacă va primi dozele astăzi, pentru că au ajuns azi noapte, și dacă vor putea să dea startul vaccinării. Sigur, astăzi nu se punea în discuție să nu primească făcuse așa. La Nehoiu, din câte știu eu, acolo sunt înscriși pe liste 39 de persoane. Astăzi prima vaccinată a fost o doamnă, o asistentă de la biroul de management al calității, o doamnă în vârstă de 55 de ani. Acestea sunt imagini din centrul de vaccinare de la Nehoiu. O să lăsăm imaginele să curgă și o să vedem și pe doamna respectivă. 39 cu tot cu personalul TESA programat. La fel, acolo au ajuns 100 de doze. Iarăși, de la 39 până la 100 este o diferență. Oricum, pe lângă personalul medico-sanitar din sistemul public, mai sunt și cei din medicii din sistemul privat. În acest sens au făcut solicitări către cabinetele de stomatologie, către cabinetele de stomatologie, către cabinetele de medicilor de familie, către colegiul medicilor, în afară de stomatologi, mai sunt și farmaciștii. Deci s-au făcut solicitări și către aceste colegii, în sensul că nu doar populația din spital, din privat, din public, poate fi vaccinată. Deci, așadar, absolut, nu în prima etapă, riscul ca Buzăul să rămână cu doze nefolosite. Și în situația în care ar rămâne cu doze, am făcut această propunere în sensul de a se vaccina cei din etapa a doua, persoanele cu... Avem acele centre pregătite pentru persoanele pentru a doua etapă sau să vină la centrele? Să vină la centrele ca să nu pierdem vaccinele. Asta este la nivel de propunere. Nu știu dacă se va concretiza. Noi sperăm să nu rămână nicio doză neconsumată și... Da, le reamintim celor de acasă, 800 din cele 975 de doze au fost deja repartizate către centrele de vaccinare. 175 sunt încă la Direcția de Sănătate Publică, acolo unde sunt ținute în condiții de siguranță. O să rog pe colegii mei să ne facă legătura și cu doamna director Cristina Ungureanu să vedem ce s-a mai întâmplat în această primă zi de vaccinare, ce piedici au mai fost întâmpinate, dacă au fost întâmpinate și, bineînțeles, dacă s-au mai înscris pe această listă pentru vaccinare, dacă am depășit acea cifră de 600 de care vorbea în dimineață, ca fiind cifra luată după centralizările din weekend. Haideți că le-am promis celor de acasă să le spunem cum arată aceste centre, care sunt, cum sigur, sunt ele așezate. O să-i rog pe colegii mei să mă ajute cu acel carton, cu punctele cheie din fiecare centru de vaccinare, astfel încât oamenii să știe exact ce au de făcut în momentul în care ajung într-un astfel de centru. Vă ascult, începem cu intrarea și... Deci este punctul de intrare unde... se înregistrează temperatura persoanei care vine la vaccinare. Nu, acesta, pe post acum avem centrele de vaccinare. O să vă rog să mă ajutați cu cartoanele privind organizarea centrelor de vaccinare. Deci este punctul de intrare unde pacientul este termoscanat. În cazul în care înregistrează o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius, va fi
reprogramat, îi va fi recomandată reprogramarea, iar în cazul în care temperatura este în limitele admise, normale, atunci pacientul va trece din această zonă, din punctul de intrare, în zona de recepție, unde va prezenta cartea de identitate. Mai departe va trece în zona de triaj, aici va completa un chestionar. De fapt, din zona de recepție se înmânează un chestionar triaj. Mai departe va trece în zona... Ce cuprinde acel chestionar? Sunt anumite întrebări, dacă în ultima perioadă ai suferit de o anumită boală, dacă ai avut... sunt boli autoimune, dacă sunt persoanele însărcinate, când... Deci sunt astfel de întrebări sunt pe acel chestionar triaj. Doctorul analizează acest chestionar în camera de triaj. Dacă nu se descoperă nicio contraindicație vaccinării, atunci este sfătuit să meargă la vaccinare. În cazul în care doctorul va vedea că este o contraindicație a vaccinării, atunci este aceeași recomandare de a se reprograma. În camera de vaccinare, pacientul este vaccinat, semnează și formularul de consimțământ informat. Atunci, după ce va fi vaccinat, va trece în camera de supraveghere post-vaccinare, unde va sta 15 minute în prezența medicului coordonator. În cazul în care este ok, pacientul părăsește și primește și acea adeverință de vaccinare. Și primește, bineînțeles, și acea adeverință de vaccinare în care sunt specificate data vaccinării, datele despre vaccin, nume și... Și data la care trebuie să revină. Și data la care trebuie să revină, dar apelul este la 21 de zile, 28 de zile. Va fi anunțat, pacienții vor fi anunțați cu 24 de ore înainte de această dată, de data apelului. Prin e-mail, prin telefon. Am văzut că și prin medicii de familie. Și prin medicii de familie, da, și aici erau mai multe întrebări legate de faptul. Deci, Guvernul României a lansat această platformă de a-ți da posibilitatea să te programezi online. În situația în care există persoane care nu se pot programa online din diverse motive, nu au internet, atunci programarea se poate face prin medicul de familie, prin persoanele de asistență socială din cadrul consiliilor locale, în situații după caz, dacă este cazul, deci nicio persoană nu va rămâne doritoare de a face acest vaccin, nu va rămâne nevaccinată. La ce ne folosește această adeverință de vaccin? Deocamdată adeverința practic îmi certifică faptul că eu am fost vaccinat. În acest moment, dacă sunt persoane care nu fac parte din prima etapă sau chiar și persoane care fac parte din prima etapă și nu au dorit vaccinarea și li se cere această adeverință de vaccin, o cere are un temei legal pentru a cere această adeverință? Nu, pentru că vaccinarea nu este obligatorie. Și din moment ce nu este obligatorie, atunci nu te poate condiționa nimeni de această... Vă întreb pentru că dumneavoastră, până la a fi subprefect, crea o discriminare și atunci s-ar ajunge probabil și în instanță, deci nu cred că... Deci acea adeverință certifică faptul că eu am fost vaccinat și cam atât. Am înțeles. Și vaccinarea deci este gratuită, nu se folosesc carduri de sănătate, că au fost întrebări și pe această temă, deci este gratuită și nu este obligatorie. Ideal ar fi să ne vaccinăm, deoarece este singura soluție pe care o avem împotriva acestei pandemii, să stopăm această pandemie și să încercăm să ne recâștigăm sensul firesc al vieții, cu redeschiderea școlilor, cu tot ce înseamnă viața de dinainte de pandemie. Până la acel moment pe care îl așteptăm cu siguranță cu toții, alături de noi este și doamna director Cristina Ungureanu, director de la Direcția Sănătate Publică. Bună seara!
Bună seara! Doamna director, cum a decurs această primă zi de vaccinare? Dacă a fost așa cum v-ați așteptat să fie și care au fost piedicile pe care le-ați întâmpinat astăzi? Păi, în primul rând, a fost foarte bine că transportul vaccinului a decurs în condiții foarte bune, că a fost distribuit tuturor centrelor. Ne-am străduit foarte mult ca acest vaccin să poată fi distribuit în data de 4 și la nivelul județului să se înceapă vaccinarea în toate cele 5 centre în data de 4 ianuarie, așa cum a fost și recomandarea. Mai mult decât atât, prima persoană care a fost vaccinată la nivelul județului a fost, așa cum se știe, domnul doctor Micu, cel care este șeful secției de boli infecțioase, face parte din echipa de tratare a pacienților confirmat pozitiv și cred că a fost cel mai bun exemplu pentru absolut toată lumea și toată lumea trebuie să înțeleagă că această vaccinare poate duce la o limitare a răspândirii virusului și în general astăzi lucrurile zic eu că s-au desfășurat într-o normalitate. După ce a fost distribuit în centre vaccinul s-au început și vaccinările, bineînțeles. Chiar dacă la anumite centre nu erau persoane programate și au manifestat dorința de a se vaccina și la nivelul centrelor avem în momentul de față persoane vaccinate în toate cele 5 centre și mai mult decât atât, astăzi la nivelul Direcției de Sănătate Publică am primit foarte multe telefoane, foarte multe solicitări în ceea ce privește vaccinarea atât din unitățile publice cât și private pentru personalul medico-sanitar. Ați făcut deja o listă sau ce le-ați răspuns acestor oameni care au sunat? I-ați îndrumat să aștepte etapa care vine sau le-ați luat deja într-o eventuală programare așa pe hârtie? Deci, în prima etapă, așa cum știm, se vaccinează personalul medico-sanitar din unitățile sanitare, la nivelul cărora au fost create aceste centre de vaccinare și ulterior personalul medico-sanitar din cabinetele medicilor de familie, din cabinetele medicilor stomatologi, farmacii, deci atât personal medical, atât medici cât și asistenții medicali. Noi am recomandat tuturor să se înscrie în platforma existentă. Am înțeles că a existat și un blocaj și am recomandat să se planifice pe zile, bineînțeles, pe liste suplimentare până când platforma va deveni funcțională. Sperăm ca în cel mai scurt timp să devină funcțională și de când este acest blocaj pe această platformă? Astăzi, de exemplu, s-au putut face programări ieri? Am înțeles că ieri s-au mai putut face programări, însă în cursul zilei de astăzi, probabil că la nivel național a fost o au fost foarte multe solicitări și atunci probabil că platforma s-a blocat. Dar acesta nu este un impediment pentru a nu vaccina. Ba mai mult decât atât, recomandarea tuturor este ca fiecare persoană care solicită vaccinare să nu fie refuzată, ci să se vaccineze. Spuneați dimineață că avem 600 de persoane confirmate în această primă etapă. Am primit 975 de doze de vaccin. Există speranța ca să le putem consuma în cele 5 zile? Da, există speranța ca cele 97. Există speranța ca cele 975 de doze să fie consumate, pentru că v-am spus, avem solicitări din partea colegiului medicilor dentiști, din partea
unităților sanitare, atât publice cât și private. Fiecare centru centralizează datele și noi la nivelul Direcției de Sănătate vom centraliza aceste date, dar fiind prima zi, totul este într-o dinamică continuă. Ne puteți spune la cât a crescut numărul celor care doresc vaccinarea, de la 600 până la cât? Nu vă pot anticipa la acest moment o cifră, este mult prea devreme, însă în perioada aceasta a celor 5 zile, cu siguranță cred că după a doua, a treia zi, vom estima exact câte persoane s-au înscris peste cele 600. Când ar putea fi făcută o nouă solicitare de vaccinuri? Păi, în funcție de necesarul pe care fiecare centru ni-l va comunica, bineînțeles, în baza programărilor pe care ei le vor avea. Și atunci, cred că sfârșit de săptămână vom avea și o nouă solicitare de vaccin. Ce înseamnă acest vaccin acum că este disponibil și iată se întâmplă vaccinarea și în Buzău pentru cei aflați în primă linie, inclusiv pentru Direcția Sănătate Publică, care la un moment dat a fost și ea focar COVID-19, inclusiv dumneavoastră ați fost infectată? Păi înseamnă foarte mult. Înseamnă că până la urmă acest vaccin poate crea o imunitate pentru fiecare din persoanele, atât cele care au fost confirmate pozitiv, și recomandarea este ca toate persoanele care au fost confirmate se pot vaccina după o perioadă de o lună. Înseamnă foarte mult pentru că fiecare dintre noi trebuie să conștientizăm faptul că o imunizare este benefică nu numai pentru cel care se vaccinează, ci și pentru persoanele care, cu care interacționează. În concluzie, sunteți mulțumită în calitate de director al Direcției de Sănătate Publice. Cum a decurs această, cum a fost startul acestei vaccinări? Da, faptul că am muncit foarte mult cu întreaga echipă din cadrul Direcției de Sănătate Publică pentru a reuși să aducem acest vaccin și pentru a reuși să începem această imunizare, și faptul că vaccinarea a început astăzi, pentru mine ca director, într-adevăr, este foarte bine și consider că am făcut primul pas și sperăm ca în continuare toată lumea să înțeleagă că această vaccinare este benefic tuturor și chiar îndemnăm pe toată lumea să se vaccineze, e adevărat, consimțind acest lucru fiecare dintre noi. Cel mai important după ziua de astăzi, aș putea spune, dacă ați primit vreo sesizare cu vreo reacție adversă suferită de vreunul dintre acești pacienți, aceste persoane deja vaccinate, că nu sunt pacienți. Nu, până la acest moment nu am primit nicio sesizare, nici nu ne dorim să primim astfel de sesizări, ne dorim ca lucrurile să decurgă într-o normalitate și sperăm ca procesul să aibă loc așa cum trebuie. Până la acest moment nu am primit. Știu că centrele de vaccinare teoretic se închid un pic mai târziu, din câte știu eu, la ora 20. Dar până în acest moment aveți un bilanț al primei zile cu numărul total al persoanelor vaccinate din toate cele 5 centre de vaccinare? Nu pot să vă spun. Pot să vă spun că, într-adevăr, la Spitalul Județean sunt vaccinate aproape 50 de persoane. Ce pot să vă mai spun? Știu că la fiecare dintre spitale s-au vaccinat 10-15 în funcție de ora la care a ajuns și vaccinul, că v-am spus, ne-am străduit ca până după prânz să ajungă în fiecare centru. Bilanțul este, zic eu, pentru prima zi unul destul de bun, urmând ca în zilele următoare să se atingă probabil și acel prag de 50 de persoane vaccinate, așa cum spune și metodologia. Ne dorim. 50 de persoane pe zi pe fiecare centru, da?
Da, cum? Noi așa ne dorim. Acum v-am spus, și noi vom lua atitudine în momentul în care se aglomerează un centru să dirijăm probabil personalul către un alt centru, astfel încât lucrurile să meargă pe un făgaș. Mâine la 8 dimineața se deschid toate centrele de vaccinare, nu este nicio problemă, da? Da, la ora 8 de dimineață se deschid. Vă mulțumesc foarte mult, doamna director, pentru toate informațiile pe care ne le-ați dat astăzi. Vă spun la mulți ani și dumneavoastră, în noul an, la tot ce ani. Vă doriți. Așadar, mulțumesc, așadar, doamna Moiseanu, am văzut, din punct de vedere al Direcției Sănătate Publice, a fost o zi așa cum s-a așteptat să fie, chiar dacă... Întotdeauna este loc și de mai bine. Și chiar dacă, exact, întotdeauna este loc și de mai bine, pentru că a fost așa un pic prin surprindere. Văzând și făcând, putem să... Ce urmează după această zi? După această zi sperăm să se termine aceste doze, 975 de doze, câte au fost distribuite către Buzău de la Centrul de Depozitare Constanța. Mai mult decât atât, într-un cel mai scurt timp posibil va trebui să fie operaționale și centrele din cele 12 localități, cele 18 centre. În acest sens s-a solicitat reprezentanților unităților administrativ-teritoriale un necesar de fonduri pentru echiparea și dotarea acestora. La acest moment sunt doar stabilite aceste centre, nu sunt dotate și nu Haideți sunt... Haideți să le vedem dacă colegii mei mă pot ajuta. Le-am pregătit telespectatorilor astfel încât să le poată vizualiza foarte bine toate cele 18 centre și ce localități sunt arondate fiecărui centru. Și între timp, colegii mei, o să-i rog frumos să ne facă legătura și cu managerul Claudiu Damian, acolo unde se pare astăzi a fost vaccinat cel mai mare număr de persoane, aproape 50, practic și-au atins targetul pe ziua propus. De astăzi, da. Da. Este singura unitate medicală, singurul centru poate de vaccinare. Poate până la ora 8 vom poate mai, până la 8 vom mai vor avea. Atinge, vom vedea. Da, și să continuăm centre. Cu aceste centre până când ne face legătura cu domnul manager. Iată-le de la 1 la 18 cele... Da, sunt 7 pe Buzău. Da, 7 sunt pe Buzău. Câte unul în Râmnicu Sărat, Pogoanele, Pătârlagele, Nehoiu, Vadupașii, Merei, Berca, Pârscov, Mărăcineni și cred că nu am omis Ne întreabă o telespectatoare unde s-ar putea vaccina, la care dintre cele 7 centre din municipiul Buzău, dacă locuiește la blocurile pe Bulevardul Unirii. Doctorii de familie vor ști... De să se adreseze medicului să de familie? Legătura cu medicul de familie. Deocamdată catagrafierea se face la anumite nivele. Unii vor fi vaccinați pentru prima etapă și la locul de muncă, așa cum au fost așa, și personalul medico-sanitar. Și catagrafierea se va face și prin rețeaua medicilor de familie, deci referitor la rondare. Deci deocamdată, este un îndemn către buzoieni, cei adreseze, care nu știu unde trebuie să meargă, sigur, la ce centru? Să se adreseze centru? Medicului de familie și medicul de familie, sigur, deține aceste informații. O să le spunem și noi toate aceste centre și ce localități sunt arondate fiecărui centru. O să-i rog pe colegii mei să mai lase să mai curgă deocamdată această listă. Asta vă spuneam, s-a cerut un necesar de fonduri pentru dotarea și echiparea acestor centre. Guvernul României va aloca sumele financiare de la bugetul de stat în limita bugetelor cu această destinație. Însă, la acest moment, aceste centre nu sunt operaționale. Nu într-un sunt, cel, nu îndemnăm pe într-un oameni cel... să meargă la centru, dar nu. Să știe unde vor fi organizate. Da, revenim oricum cu precizări exacte și pe măsură ce avem... Pe măsură ce se exact. Ajunge la exact. Momentul etapei exact. A doua, când se vaccinează populația în masă. În acest moment, în legătură telefonică directă cu noi, este și managerul Spitalului Județean, Claudiu Damian. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, doamnei suprefect și invitațiilor dumneavoastră. Domnule manager, cum a decurs prima zi de vaccinare? Am fost acolo de dimineață. Primul buzoian a fost vaccinat în Spitalul Județean. De altfel, este locul unde a ajuns și primul pacient confirmat COVID-19. Pe 9 martie se întâmpla lucrul acesta. Iată că astăzi, 4 ianuarie, aproape la 10 luni distanță, a fost și prima persoană vaccinată, șeful secției boli infecțioase.
La cât a ajuns lista celor vaccinați? Am înțeles că sunteți centrul cu cel mai mare număr de persoane vaccinate astăzi în prima zi. Da, până acum o jumătate de oră erau 42 de persoane vaccinate din rândul personalului medical din spital. După cum bine știți, trebuie să fie vaccinați cei din secția UPU, ATI, PNF, infecțioase și dializa. Urmând ca în trepte să fie vaccinați și celelalte cadre medicale. Care a fost atmosfera în spital astăzi? Odată ce s-au vaccinat primele persoane, sunt convinsă că au fost și colegi curioși care să întrebe pe ceilalți cum se simt, cum a fost momentul vaccinării și, cel mai important, dacă au avut reacții adverse. Deci până la acest moment n-am avut reacții adverse. Toată lumea curioasă, exact cum spuneți și dumneavoastră, dacă simți ceva, s-a întâmplat ceva, cum ești. Fără nicio problemă a decurs vaccinarea. Vreau să vă spun că am rămas plăcut surprinși că au venit și în afara programării pacienți care nu erau pe prima listă de 300 colegi angajați, nu pacienți, da? Bineînțeles. Da, scuze. Da, colegi cadre medicale, în afara celor 341, au venit din UPU, așteptând după programarea de dimineață să se vaccineze și dânsi. Și crescând numărul, cred că ne vom încheia la vreo 50-60 de persoane pe zi, pe ziua de astăzi. Urmând ca în cele 5 zile să vedem câte vaccinări. Știm că programarea se face pentru 50 de persoane, dar avem posibilitatea, văzând ce s-a întâmplat astăzi, să avem un ritm de creștere al vaccinărilor, să depășim 50 de vaccinări pe zi. Dumneavoastră, ca manager, când urmează să vă vaccinați? Deci eu mi-am propus ca mâine să mă vaccinez împreună cu comitetul director. Cel puțin eu și directorul de îngrijiri, directoarea de îngrijiri, ne vom vaccina. Este un moment prielnic, cum am spus și azi, este un moment istoric atât pentru județul Buzău, pentru spitalul județean Buzău, cât și pentru România, pentru că am beneficiat în așa termen scurt de vaccin. Dacă ne aducem aminte, prin august se discuta că o să primim vaccinul prin martie, mai. Uitați că la sfârșit de an am avut primele vaccinări în România și la început de an avem vaccinul la noi în spital, ceea ce e un lucru extraordinar. Și sugerez tuturor cadrelor, precum și tuturor persoanelor care în viitor apropiat trebuie să vaccineze, să fie de acord cu vaccinarea. Cel puțin eu sunt și încurajez acest lucru. În ce moment a găsit acest start al vaccinării Spitalul Județean? Mă refer din punct de vedere al pacienților. Știm că a mai scăzut numărul confirmărilor. Câte internări mai aveți acum? Într-adevăr, numărul confirmărilor a mai scăzut. Acum nu știm dacă din cauza sărbătorilor mulți pacienți au amânat să ajungă la spital, dar aveam teste care le recoltam de la pacienți între 40-50 pe zi. Acum avem între 10-30 de teste, deci vizibil au scăzut testările. O să vedem în perioada următoare ce va fi după sărbătorile de iarnă, dacă avem norocul să nu mai avem o creștere, să avem o plafonare sau îmbucurător ar fi o stagnare. Da, vorbeam astăzi și cu medicii care au fost primii vaccinați și foarte încrezătorii domnii doctori au spus că sunt de părere că forțe tinere vor veni odată ce această vaccinare va prinde avânt și considerau dumnealor va duce la o scădere a răspândirii comunitare, o scădere a confirmărilor și atunci și acești tineri vor fi încrezători să vină către Spitalul Județean. La un moment dat s-a făcut acea listă cu voluntari, cu studenți voluntari să vină către unitățile medicale. La noi au fost repartizați 13, a venit doar unul, a venit până la urmă și acest student, ce s-a mai întâmplat? Au venit până la urmă 4, să știți, 2 pe ATI, 1 infecțioase și unul la UPU, dar nu știu dacă se va concretiza voluntariatul pentru a veni studenți în continuare. Important e să putem să găsim medici, să-i angajăm în continuare, așa cum s-a făcut și până acum, ca să nu mai avem deficit pe secții.
A fost o perioadă foarte dificilă și încă este o perioadă dificilă pentru că medici, precum și asistenți și alte cadre medicale s-au îmbolnăvit. În unele sectoare am fost uneori descoperiți. N-am mai permis să facă, să mai ia concedii de odihnă. Am redus la maxim 5 zile în secțiile unde puteam să ne permitem să avem concediu de odihnă, tocmai pentru a veni în sprijinul pacienților și, și a nu se bloca sistemul în spitalul județean. Acum avem un mic respiro și de aceea poate în viitor cu acest vaccin putem să reintrăm într-un circuit normal, să avem acea bulă de oxigen ca să putem să reluăm, să intrăm într-o normalitate. Mai avem cadre infectate din spitalul județean în acest moment? Da, mai sunt cadre infectate, undeva la 12 cadre pe diferite paliere, nu sunt foarte mulți, sunt și în izolare, dar încă mai sunt. În unele secții ne blocăm când doi medici care avem pe respectiva secție să infectează, e destul de dificil. Vă mulțumesc foarte mult, domnule manager, pentru toate informațiile și vă doresc succes mâine la momentul vaccinării. Așadar, mulțumesc, doamna Moisanu, iată că a trecut și această zi. Domnul manager ne spunea cum a fost în spitalul județean și noi am ajuns la finalul primei părți. O să vă rog să ne spuneți un mesaj scurt către buzoieni în calitate de coordonator al acestei echipi, campanii de vaccinare. Le sugerez și fac apel la conștiința și responsabilitatea a cetățenilor de a merge să se vaccineze, pentru că, așa cum am mai spus, este singura soluție pentru a stopa această pandemie. Și spuneați că pasul următor este să supravegheați pe de o parte ceea ce se întâmplă în centrele de acum și pe de altă parte să puneți la punct lucrurile pentru pregătirea celor 18 centre. Câți bani au fost solicitați pe scurt, dacă știți? Nu știu câți bani. Fiecare primar a transmis un fond de necesar, s-au transmis mai departe și guvernul va aloca resursele necesare. Să sperăm că vor veni sumele în prima ședință de guvern sau cât mai repede, astfel încât... Da, așa ne dorim, să fie cât mai repede și cât mai bine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această primă oră, într-o zi importantă pentru județul nostru. Vă mulțumesc și eu. Să ne revedem cu bine. Așa este, domnilor și domnilor, ne-am ajuns la finalul primei părți, însă rămâneți alături de noi pentru că vom urmări și ce s-a întâmplat în Franța astăzi, unde la fel a fost dat startul campaniei de vaccinare. Interes public. De-a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi. Continuăm să dezbatem astăzi tot ce s-a întâmplat de la startul vaccinării, startul campaniei de vaccinare în Buzău și în Vrancea, până să ajungem să vedem ce s-a întâmplat și în Vrancea. Aș vrea să mai aduc în atenția dumneavoastră și alte mărturii ale altor medici care astăzi s-au vaccinat. Și vorbesc despre cel de-al doilea buzoian care a primit serul anti-COVID. Este vorba despre doctorul Coliov Iulian. Este medic nefrolog de la secția de dializă. Este primul medic din Spitalul Județean care a fost infectat cu SARS-CoV-2 și iată, astăzi a fost al doilea buzoian care a primit acest ser. O să-i rog pe colegii mei să vedem imagini și mai ales să ascultăm ceea ce a spus medicul imediat după această vaccinare. Cum ați simțit vaccinarea? Nu m-a durut deloc. Sunt bine. De ce ați vrut să vă vaccinați? De ce am vrut? Este singura cale de a ieși din situația în care am intrat de un an de zile. Să ieșim din
izolare, din distanțare socială și să intrăm în normalitate. Da? Să putem să tratăm toți pacienții. Dumneavoastră, înțelegem că ați și făcut boala. Da. Când ați făcut-o și cum s-a manifestat? Ce formă ați avut? Am avut o formă ușoară, medie. N-am avut, știu, dispnee sau probleme de respirație. Și după ce m-am întors imediat la serviciu. Și n-am avut, știu, oboseală după boală. Am avut o formă ușoară. Cum a fost toată această perioadă până la vaccinare pentru dumneavoastră ca medic? Foarte grea. Foarte grea pentru că suntem foarte puțini, suntem puține cadre medicale, mai ales medici, mai ales la Buzău. Da? Și mi-a fost foarte greu. Eu fiind singur, a trebuit să fie adus un medic din afară să-mi țină locul în perioada în care am fost bolnav. Și în continuare sunt singur, sper să vină ajutoare. Dacă se va debloca situația, vor veni și ajutoare, pentru că tinerii sunt speriați de tocmai de situația asta, de riscul de a se infecta. Ce mesaj aveți pentru sceptici, să le zicem? Ținând cont că reușita campaniei depinde de numărul celor da. Vaccinați. Ce să vă spun, eu am încredere în mentorii mei care fac și ei vaccinul, în doctorul Micu care mi-a fost alături în perioada în care am fost bolnav și m-a încurajat, mi-a dat recomandări și în tehnologia care s-a folosit la acest vaccin, care, știu, este o tehnologie care era deja folosită pe altă direcție și a fost schimbat imediat, știu, ținta vaccinării sau ținta tehnologiei și s-a folosit pentru o vaccinare. Era folosit în domeniul oncologic până acum, tehnologia. Deci rapiditatea cu care s-a găsit soluția a fost pentru că se știa deja tehnologia, doar s-a schimbat tiparul. Așadar, l-ați urmărit pe domnul dr. Iulian Coliofi, este medic în Spitalul Județean din Buzău, așa cum spuneam, primul medic confirmat COVID-19 în vară. A trecut prin această infecție, a trecut cu bine, ați auzit, a avut o formă ușoară spre medie, a putut să revină la serviciu destul de repede după această infecție. A fost a doua persoană vaccinată din Buzău astăzi, undeva la 8:30. Cea de-a treia persoană vaccinată astăzi, dacă primii doi au fost șefii de secție, respectiv boli infecțioase și dializă, cel de-al treilea buzoian vaccinat a fost tot un medic, de această dată medic la maternitate. Din câte am înțeles, este ultimul medic venit în această echipă mare din maternitate de acolo. Haideți să vedem ce a spus despre acest moment al vaccinării, cât de mult a fost așteptat și, bineînțeles, ce mesaj are pentru buzoieni. Păi l-am așteptat din momentul în care s-a răspândit pandemia, adică a apărut problema pandemiei. De la început, practic, de când s-a pus problema de prin martie-aprilie, am așteptat vaccin. Și cred că am intuit bine că exact în răstimpul ăsta va fi produs. Aveți încredere? Sigur că da. Sunt foarte mulți și oameni care nu au încredere. Ce mesaj le dați astăzi? Ca prin faptul că dați un exemplu, prin faptul că... Păi trebuie să avem încredere în oamenii de știință care au creat acest vaccin, în progresul pe care l-a obținut medicina în ultimii, nu știu, 50 de ani și de la crearea ultimelor vaccine până acum s-au făcut progrese remarcabile și nu mai e cazul să așteptăm zeci de ani ca să producem un vaccin și să ne asigurăm de calitatea lui și de siguranța lui. Dumneavoastră ca medic în această perioadă de pandemie? S-a schimbat foarte mult. Bine, mai dificil a fost în perioada primelor luni, când practic eram limitați în a ne mișca, când
Făceam, cred că mai mult, gărzi. Ni s-a limitat activitatea pe plan de pacienți cronici, deci făceam practic doar urgențe. Nu ați trecut prin această infecție? Nu. Cum ați reușit să vă protejați? Păi am urmat sfaturile de bază, de fapt igiena normală cu spălatul mâinilor, purtatul măștii, distanțarea socială, toate recomandările astea basic. Așadar, a fost medicul Denis Țurcanu, medic din maternitate. La rândul său a fost cea de-a treia persoană vaccinată astăzi în Spitalul Județean și ați auzit mai devreme managerul Claudiu Damian spunea că până acum undeva la 5 și jumătate erau deja 42 de persoane, dar că au venit în plus. Practic, centrul de vaccinare de la Spitalul Județean a atins astăzi cel mai mare număr de persoane vaccinate din toate celelalte 5 centre, deși acolo au fost trimise, sau mă rog, i-au fost repartizate spitalului 200 de doze, la fel cum au fost repartizate și la Asmeieni și la centrul de la Ojasca, câte 100 la Râmnicu Sărat și la Nehoiu. În niciunul dintre celelalte 4 centre nu s-a atins acest număr, undeva la 15 ar fi media persoanelor vaccinate în fiecare dintre cele 4 centre, însă vedem dacă această medie a fost depășită la Spitalul de la Asmeieni, pentru că în acest moment, în legătura telefonică directă cu noi, este managerul Marilena Dobrescu. Bună seara! Bună seara! Doamna manager, astăzi, undeva la prânz, când am vorbit ultima dată cu dumneavoastră, era atinsă această medie de 15 persoane, dacă a fost depășită? Până la această oră s-au vaccinat 20 de persoane. Deci iată că a fost depășită. Da, și având în vedere faptul că nu estimam că vom vaccina pe cineva sau că se va vaccina cineva în cursul zilei de astăzi, considerăm că este un început bun. Pentru mâine avem până la momentul acesta programări în jur de 40. Probabil vor mai veni și persoane neprogramate, așa cum s-a întâmplat și astăzi. Sperăm că vom finaliza până vineri și vom vaccina, vom utiliza toate cele 200 de doze repartizate. Printre persoanele vaccinate astăzi ați fost și dumneavoastră. Spuneți-ne dacă aveți reacții adverse până la această oră. N-au fost reacții adverse la niciuna din persoanele vaccinate, nu doar dacă mă refer la mine. Nu este cu nimic diferit față de orice vaccin obișnuit pe care îl administrăm copiilor noștri încă din prima zi de naștere. Deci nu are niciun fel de reacții neprevăzute până acum. Sau cel puțin cei care s-au vaccinat. Prin toate etapele pe care le presupune această vaccinare, cam cât a durat și dacă vi s-a părut ceva foarte greu, nu știu, în chestionarul respectiv, întrebări la care să fie greu de dat un răspuns sau... Nu, chestionarul este foarte simplu. Modalitatea de lucru agreată și adoptată oficial este astfel încât să respecte niște etape minime și să nu aglomereze fluxul de persoane care vin odată. Sunt mici lucruri de rezolvat, presupun, pe măsură ce se va demara așa în forță vaccinarea, legată de bazele de date dintre cele 3 aplicații care există la acest moment și sunt utilizate. Dar nu este nimic ce nu sunt se poate rezolva din mers. Sau care ar fi micile probleme? Faptul că baza de date a programărilor nu este vizibilă, nu neapărat actualizată în timp real cu baza de date a recepției, iar pacienții neprogramați în această bază de date practic nu există. Poate ei sunt adoptați la sfârșit, poate se va vedea la finalul vaccinării și la final cei care folosesc această bază de date pentru a verifica persoanele vaccinate, poate vor ajunge la un rezultat comun. Până acum nu se pot vizualiza toți pacienții programați decât dacă sunt programați în respectiva zi. În rest, ei nu sunt găsiți. Și asta e un pic de lucru, dar asta nu ne afectează pe noi în procesul vaccinării. Se pot vaccina persoane neprogramate, se trec pe liste suplimentare, deci nu e niciun fel de problemă
efectivă. Dar este vreo problemă în emiterea adeverinței de vaccinare? Pentru că știu că este generată automat. Nu, noi, la noi cel puțin nu. Deci aplicația care emite aceste adeverințe funcționează foarte bine. Acolo există și stocul de vaccinuri, ele se scad automat. Chiar nu este niciun fel de problemă în ceea ce privește primirea adeverinței. Acesta este un lucru foarte bun. Deci mici impedimente, tot birocratice, dar, sau mă rog, de ordin tehnic mai mult. Tehnic mai mult, nu birocratic. Da, sunt tehnice, dar ele nu afectează cu absolut nimic fluxul și circuitul celor care doresc să vină să se vaccineze. A fost nevoie să aștepte mai mult o persoană după vaccinare? Cam care a fost timpul total pe care trebuie să-l aloce practic un om în momentul în care vrea să se vaccineze? Nu există un timp suplimentar. Deci acea perioadă de 15 minute pe care trebuie să o petreacă o persoană vaccinată pentru a se verifica posibilele reacții imediate, reacția adverse, este suficientă pentru a se emite și adeverința și absolut orice. Deci, practic, 15 minute după vaccinare și din oricum, persoana vaccinată trebuie să rămână cel puțin 15 minute pentru a fi verificată dacă există ceva reacții ce trebuie, pentru care trebuie intervenție. Am înțeles. Care este atmosfera în spital? Pentru că la SMEIN acolo nu este un număr foarte mare de angajați. Deja 20 s-au vaccinat, 40 sunt programate mâine. Fac mențiunea că la spital, la centrul de vaccinare de la spital, nu se vaccinează doar personalul din spital. Se va vaccina și personalul medical din zona arondată, medici de familie și specialiști, precum și orice alt cadru medical de la o unitate publică sau privată, inclusiv din Buzău, care dorește să se vaccineze, pentru că noi, neavând, exact cum a spus și noastră, atât de mulți angajați, rămân locuri și este păcat să pierdem vaccinul prin expirare și să nu-l utilizăm. Astăzi, de exemplu, s-au vaccinat și 2 medici de familie din zonă. Pentru mâine au mai anunțat încă 3, pentru miercuri încă 2 până la ora aceasta, deci se vaccinează și personal din cadrul unității, se vaccinează și personal medical care nu aparține unității. Ce alte solicitări ați mai primit? De la cine, în afară de medici de familie? Am înțeles că vor veni mâine, de la ISU Buzău, îi așteptăm, și să vedem, medici stomatologi, și să vedem mai departe. Sunt persoane care inițial nu erau atât de încrezătoare în acest vaccin și iată, după prima zi și când și-au văzut colegii că au făcut acest pas? Sigur că da, puterea exemplului este foarte importantă și consider eu că lipsa informării corecte și din surse credibile duce la un pic de reticență, dar văzând faptul că efectiv nu s-a întâmplat nimic și n-am pățit nimic noi cei care ne-am vaccinat, există colegi care s-au hotărât astăzi, deși inițial doreau să mai aștepte o zi, două, să se hotărească. Vadă cum decurg lucrurile. Astăzi, prima persoană care a dorit vaccinarea de la SMEN este medicul de la secția interne, un medic care a trecut prin această boală. Acesta a fost și motivul pentru care a dorit să fie prima vaccinată. O să-i rog pe colegii mei să mă ajute încă o dată cu imaginile. Noi le-am dat și în prima parte a întâlnirii noastre câteva imagini de acolo de la SMEIN cu colegii dumneavoastră care s-au vaccinat. Mai sunt și alți colegi, nu v-am trimis toate fotografiile, o să le postăm în cursul zilei de mâine pe pagina noastră de Facebook. Care eventual au fost voi cuvintele trimite pe care le-au spus imediat după vaccinare? Au fost emoționați? Cum au pășit spre centrul de vaccinare? Mai degrabă aș descrie și experiența mea și experiența doamnelor doctor și a doctoriței Răduca și a doctoriței Toader. Ușurare mai degrabă decât emoție, pentru că avem ocazia să beneficiem mai devreme decât orice alt fel de pacienți sau nepacienți sau persoane care doresc să fie vaccinate și pornind de la noi putem să oprim această pandemie foarte repede, doar de noi depinde. Acum la spitalul de la Smeieni, puteți să ne spuneți o medie zilnică de prezentări de oameni care au nevoie de ajutorul dumneavoastră și ajung la unitatea medicală?
și cum va fi de acum înainte, dacă îi veți primi mai încrezători, să spunem? Într-adevăr, este un punct în plus în ceea ce privește încrederea pacienților în legătură cu abordarea unui spital sau altul, în legătură cu personalul, dacă este vaccinat sau nu. Noi, fiind un spital de afecțiuni cronice, pacienții noștri vin pe bază de programări și sunt, e o adresabilitate foarte mare, sunt foarte mulți pacienți, iar lista de așteptare, în general, este nu de câteva zile, ci de câteva săptămâni și ei ar trebui internați mai devreme. Nu s-a simțit niciun fel de scădere a adresabilității în perioada asta, tocmai pentru că s-au simțit mai în siguranță la spital, ei având deja alte afecțiuni. Cam care este media programărilor pe zi și cât de lungă este acum lista de așteptare? Probabil la 40 de paturi câte avem noi în structură, în jur de 15-20 de pacienți sunt pe lista de așteptare. Iar în general, pacienții noștri nu pot să zic că se prezintă în medie, pentru că e vorba de o perioadă de spitalizare de 2 săptămâni. Însă pentru spitalizarea de zi sunt destul de mulți pacienți care doresc să vină. Este o activitate destul de intensă la spital. Puteți veni zilele următoare sau când doriți, chiar așa, în condiții de pandemie, vă putem oferi suficiente detalii să vă dați, să vă faceți o idee asupra activității. În acest moment paturile sunt toate ocupate? În acest moment și tot timpul aproape, da. Paturile sunt ocupate, sigur. O ultimă întrebare am pentru dumneavoastră. Dacă dintre pacienții pe care îi aveți acolo internați v-au întrebat de acest vaccin și au spus că... Foarte mulți pacienți, foarte multe persoane care ne cunosc doresc să se vaccineze. Am promis că îi ținem la curent în momentul în care se vor putea vaccina. Nu știu dacă la noi se vor putea vaccina, dar o să îi ținem la curent pentru că suntem un pic mai aproape cu informațiile legate de acest aspect. Nu știu dacă vom avea voie să vaccinăm noi pacienți internați la noi, dar la acest moment și-au exprimat câțiva chiar dorința imperativă de a fi vaccinați. Vă mulțumesc foarte mult, doamna manager, pentru toate informațiile. Vă doresc un an nou așa cum vi-l doriți și dumneavoastră, pentru că suntem la început de an și iată, am început cu dreptul, să spunem, cu o veste bună. Să sperăm că această campanie de vaccinare va decurge așa cum ne dorim cu toții, adică un număr cât mai mare de persoane să se imunizeze anticovid, astfel încât ceea ce spun toți specialiștii, și anume că această pandemie să fie stopată prin această vaccinare. Noi, doamnelor și domnilor, cam acesta a fost tabloul, să spunem, vaccinării de la Buzău, așa în mare, cât am putut să adunăm informațiile astăzi pentru dumneavoastră, dar pentru că și telespectatorii din Vrancea așteaptă cu nerăbdare să știe cum a decurs vaccinarea acolo, vă propun să mergem și în județul vecin, să vedem care a fost prima persoană vaccinată și acolo. Avem și imagini, dar avem și declarații din momentul vaccinării și, bineînțeles, ulterior, persoane care vor intra în legătură telefonică directă cu noi și ne vor spune cum a fost această primă zi. Dar să începem cu începutul, nu-i așa? Vorbim de momentul vaccinării și la Vrancea au fost trimise 975 de doze de vaccin, la fel ca și la Buzău. Vrancea a primit acest vaccin în momentul în care a atins cifra de 7146 de infectări. Astăzi au fost confirmate 15 cazuri, Vrancea fiind în scenariul verde cu 0,51 de cazuri la 1000 de locuitori. Așadar, stă un pic mai bine decât Buzăul. Noi suntem într-adevăr tot în scenariul verde, dar numărul infectărilor este mai ridicat. Vorbim de 8337 în Buzău și o rată de 0,93 de cazuri la 1000 de locuitori. Revenind la Vrancea, prima persoană care s-a vaccinat a fost chiar directorul adjunct al Direcției de Sănătate Publice din Vrancea. Este medic epidemiolog, iar vaccinarea s-a produs în incinta centrului amenajat la Spitalul Județean Sfântul Pantelimon din Focșan. Vă propun să ascultăm ce a zis imediat după vaccinare și practic cum a decurs această vaccinare. Așa cum vă spuneam, avem și imagini și declarații din momentul vaccinării. Vă invit să o urmărim pe Janina Lazăr, directorul adjunct de la Direcția Sănătate Publică Vrancea.
am ales să fac acest vaccin pentru siguranța mea și pentru siguranța familiei mele, dar și pentru că îmi doresc să revin la o viață normală, așa cum era înainte de pandemia de COVID-19. Le recomand tuturor bruncenilor să se vaccineze pentru a ne desfășura activitățile în liniște, pentru a putea călători în siguranță, pentru a putea să ne petrecem concediul în siguranță și pentru a fi protejați de infecția cu SARS-CoV-2. Următoarea tranșă va fi solicitată după analiza riguroasă a programărilor efectuate pe fiecare centru de vaccinare și, în principiu, va fi efectuată până la finalizarea celorlalte doze de vaccin recepționate, astfel încât să existe o continuitate în actul de vaccinare de la nivelul județului Vrancea. Le transmit să și reorganizeze viziunea privind infecția cu SARS-CoV-2 și problema pe care a creat-o în populație în aceste luni în care ne confruntăm cu pandemia și să se regândească la opțiunea de a se revaccina pentru a se proteja și pentru a-i proteja de asemenea și pe cei din jurul lor care sunt mai puțin norocoși și nu au un sistem imunitar la fel de puternic ca al celui care refuză vaccinarea. Așadar, doamnelor și domnilor, ați ascultat ce a spus medicul Janina Lazar imediat după momentul vaccinării, însă au trecut câteva ore bune de atunci și, bineînțeles, vom intra în legătură telefonică directă cu dumneavoastră. Este în acest moment la telefon. Bună seara! Bună seara! Așa cum spuneam, au trecut câteva ore bune din momentul vaccinării. Foarte important și întrebarea tuturor, bănuiesc că v-a fost adresată astăzi de mai mulți curioși, dacă ați avut ceva reacții adverse după acest vaccin? Nici o reacție adversă nu am avut. Nici măcar dureri locale. Cum a fost exact în momentul vaccinării? Ați simțit, unii spun că înțepătura este mai ușoară decât în momentul în care se face un alt vaccin. Sunt unele mai dureroase, din câte am înțeles. Nu au fost diferit de alt vaccin. Nu există grad de comparație cu alt vaccin. S-a resimțit ca vaccinul antigripal sau orice alt vaccin pe care îl fac, deci în ultima perioadă vaccinul antigripal îl fac anual și nu a fost niciun fel de diferență, nu au fost nici dureri locale, nici dureri la funcționare, nici la injectarea serului, nu au fost probleme. Așa cum spuneam, dumneavoastră sunteți directorul adjunct de la Direcția de Sănătate Publică Vrancea. Am văzut cum a decurs momentul vaccinării. O să îl rog pe colegii mei să lase să curgă aceste imagini, să, ca cei de acasă să poată vedea tot ce s-a întâmplat în centrul de vaccinare. Mergem un pic mai departe de la momentul vaccinării al dumneavoastră să ne spuneți ce s-a întâmplat astăzi, toată ziua. Cum a fost această primă zi de vaccinare în Vrancea? Câte persoane au fost vaccinate? Știu că au fost distribuite tot 975 de doze și în județ. Câte au fost? Nu. Au fost recepționate un total de 975 de doze în camera frigadese pe Vrancea. Da. Astăzi, în data de 4 ianuarie, au fost distribuite dozele de vaccin pentru centrul de vaccinare organizat în Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșan și în Spitalul Militar de Urgență Dr. Popescu Alexandru din Focșani. Mâine sunt programate pentru distribuire dozele de vaccin pentru Spitalul Vidra, Spitalul Panciu, Spitalul Dumbrăveni și în data de 6 către Spitalul Adjud. Deci Spitalul Suport COVID Adjud în data de 6 începe vaccinarea. În data de 6, da. Așteptăm raportul lor cu programarea cadrelor medicale. Din data de 6 până în data de 8 mi-au furnizat telefonică informația că îi vor programa pentru vaccinare. Astăzi câte persoane au fost vaccinate în cele două centre, Militar și Spitalul Județean Focșan? În Spitalul Județean au fost vaccinate 80 de persoane și în Spitalul Militar 25.
25, așadar 105 doze au fost deja consumate din totalul de 975. Cum vor fi ele repartizate mâine și pe 6 către celelalte centre? Ce număr va primi fiecare centru? Dozele de vaccin vor fi repartizate în funcție de numărul de persoane programate, astfel încât numărul de pierderi să fie cât mai mic. Și știm în acest moment câte confirmări avem ca persoane care doresc vaccinarea și care s-au și înscris? La momentul acesta cunoaștem că în spitalul din Vidra mâine vor fi vaccinate 59 de persoane, în spitalul Dumbrăveni 30 de persoane, în spitalul din Panciu 25, doar pentru data de mâine. Lista este deschisă în vederea programării tuturor persoanelor care doresc să se adreseze pentru vaccinare într-unul din centrele organizate în unitățile sanitare din județul Vrancea. În acest ritm pe care îl vedem, iată, în prima zi, în următoarea zi, credeți că toate aceste doze repartizate județului, cele 975, vor fi folosite în cele 5 zile? Vor fi consumate toate? Sunteți mulțumite? Da, sigur că vor fi folosite. Astăzi a fost o zi de exercițiu și pentru noi, de acomodare cu vaccinul, cu pregătirea vaccinului, cu inocularea vaccinului, cu observarea posibilor reacții adverse post-vaccinale imediate. Știți cum e, prima zi este dificil, după care în funcție de activitatea din prima zi ne organizăm astfel încât în perioada dată să fie utilizate toate dozele de vaccin care ne-au fost repartizate la momentul acesta. Sunteți mulțumită de modul în care a decurs această campanie în prima zi? Pentru ziua de astăzi, da, sunt foarte mulțumită și sunt convinsă că voi fi și mai mulțumită la finalul campaniei de vaccinare din județul Vrancea. La DSP Buzău, de exemplu, astăzi au sunat foarte multe persoane, fie din centrele private sau chiar oamenii care doreau să știe mai multe despre acest vaccin și când se pot vaccina. Spuneți-mi dacă la DSP Vrancea sau dacă dumneavoastră personal v-au fost adresate astfel de întrebări din partea oamenilor, poate chiar și oamenii simple, cei care ar intra în a doua etapă de vaccinare. Au fost solicitări telefonice pentru clarificarea modului de planificare în platforma online, au primit lămuriri, solicitări sunt, de aceea spun că este o dinamică continuă în programarea persoanelor pentru vaccinarea COVID. Toate persoanele care s-au adresat au fost informate corespunzător. Dacă cumva au întâmpinat dificultăți în a se programa, am încercat să-i ajutăm astfel încât să se înregistreze în aplicație și să-și programeze corespunzător angajații. Una peste alta este o zi bună, spuneți dumneavoastră, dacă au fost și ceva piedici pe care le-ați întâmpinat astăzi? Nu am întâmpinat piedici. Ea a fost prima zi, nu. S-a desfășurat chiar foarte bine. Ne-am repliat din mers la orice problemă care s-ar fi putut profila pe parcurs. Nu au fost probleme, nu au fost reacții adverse, nu am avut nici probleme de nicio natură. Nu, este o zi chiar excelentă. A fost o zi propice vaccinării cu rezultate bune la finalul zilei. Un mesaj pentru vrânceni, vă rog. Poate sunt oameni care în acest moment ne privesc și nu sunt atât de încrezători în acest vaccin sau poate sunt care abia așteaptă să ajungă să primească această doză. Îi rugăm pe cei care sunt neîncrezători să se informeze din surse corecte, de la specialiști cu privire la infecții COVID și cu privire la vaccinarea anti-COVID, să observe perioada prin care am trecut, că nu a fost nici pe departe una fericită sau una ușoară pentru niciunul dintre noi de suportat și să analizeze eventuala reticență vis-a-vis de administrarea vaccinului,
să se gândească că vaccinul este forma cea mai sigură și cea mai ușoară pentru a depăși momentul pandemic declanșat de infecția cu virusul SARS-CoV-2 și doar așa, prin vaccinare, vom putea să ne reîntoarcem la viața normală, să ne desfășurăm activitățile normal, fără să fim constrânși și să purtăm masca sau să păstrăm distanțarea fizică și socială sau orice alt tip de restricție care, pe care l-am experimentat în perioada pandemiei. Eu vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ne le-ați dat în această seară. Vă felicit pentru gestul pe care l-ați făcut astăzi, faptul că ați vrut să fiți prima și prin exemplul pe care l-ați dat să încercați să convingeți poate și pe alții care, așa cum spuneam, nu sunt atât de încrezători, sau să încurajați pe colegii care v-au urmat imediat după pasul pe care l-ați făcut dumneavoastră. Și, bineînțeles, mulțumesc. Vă doresc la mulți ani și un an cu de toate, pentru că suntem la început de an și, iată, începem anul cu o veste așa bună. Mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră. Un an plin de realizări și sănătate. Mulțumesc frumos și eu. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Mergem în spitalul județean din Focșani, acolo unde s-a produs această primă vaccinare, și intrăm în legătură telefonică directă cu managerul unității, doamna doctor Codruța Neagu, pentru că, iată, spitalul județean Focșani este primul, să spunem, din toate unitățile medicale pe care le-am trecut astăzi în revistă aici, fie din Buzău, fie din Vrancea. 80 de cadre medicale au fost astăzi vaccinate acolo, 105 în total în Vrancea, cu mențiunea că aceste 105 persoane au fost vaccinate doar în două din cele 5 centre de vaccinare care au fost amenajate în tot județul Vrancea, în centrele următoare, urmând să înceapă vaccinarea mâine, respectiv pe 6 ianuarie. Bună seara, am intrat în legătură telefonică directă cu managerul spitalului din Focșani, Codruța Neagu. Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Astăzi a fost un moment cheie în gestionarea pandemiei în Vrancea. În unitatea medicală pe care o manageriați s-a produs această primă doză administrată cu ser anticovid unui vrâncean. A fost doamna doctor Lazar Janina și spuneți-mi dumneavoastră care este atmosfera din unitatea medicală după această zi, când, iată, 80 de cadre medicale de acolo s-au vaccinat. Așa este. Astăzi a debutat acțiunea de vaccinare anti-COVID-19 în Vrancea. O acțiune la care vor participa 370 de angajați din cadrul Spitalului Județean Focșani. Este vorba despre cadrele medicale și personalul auxiliar. Până la momentul de față s-au înscris, așa cum am spus, 370 de persoane pe listele de așteptare în ultimele săptămâni. Ce să vă spun? Din 370 din câți angajați? Din aproximativ 1400 de angajați, sunt listele făcute de săptămâna trecută. Începând de astăzi, s-au exprimat dorința aproximativ 70% din cadrele medicale de a se vaccina. Așadar, exemplul primelor vaccinări a convins mai mulți. A fost un impuls, așa este, da. Au fost curioși și am înțeles că reacții adverse nu au fost, dar nu au existat. Cum i-ați surprins pe angajați? Astăzi, cu siguranță ați stat printre ei sau ați stat de vorbă cu câțiva dintre ei astăzi. Cum au primit acest moment? Bănuiesc cu toții l-așteptau încă de la debutul pandemiei. Așa este, toți angajații și tot personalul medical, atât personalul medical cât și personalul auxiliar au așteptat acest vaccin. Având în vedere că noi am făcut față cu prio provocărilor legate de COVID-19 în anul care tocmai a trecut, având în vedere că cifrele au scăzut privind infectarea din județul nostru, cred că s-a fost și un impuls și având în vedere că și doamna doctor Lazar a fost prima cea care și-a făcut astăzi vaccinul. Eu am stat astăzi printre angajați și să știți că au fost destul de încântați.
Dumneavoastră urmează să vă vaccinați? V-ați vaccinat? Da, eu sunt pe lista de așteptare și sunt programată poi mâine pentru a-mi face vaccinul. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat astăzi. Vă doresc ca un număr cât mai mare din unitatea medicală să se vaccineze. Spuneați că au răspuns deja aproximativ 70%. O întrebare mai am, dacă mai puteți rămâne câteva secunde. Știu că dumneavoastră sunteți medic stomatolog. Dacă din acest sector al medicinei, să spunem, ați simțit că și această categorie de cadre medicale dorește vaccinarea și dacă ați primit cereri pentru a vaccina în centrul din cadrul spitalului? Da, sunt să știți, destul de mulți colegi din Brașa Stomatologiei care s-au înscris pe lista de așteptare și a exprimat dorința de a se vaccina. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această seară și vă mai așteptăm, bineînțeles, cu vești la fel de bune ca cele pe care ne le-ați dat astăzi. Noi, domnilor și domnilor, mergem mai... Cu mare drag, mulțumesc! Mergem mai departe pentru că am văzut cum a decurs vaccinarea și în Vrancea, așadar, la fel ca și în Buzău, o zi bună, spun reprezentanții din Direcția de Sănătate Publică din Buzău, respectiv din Vrancea, fără prea multe piedici, cam aceasta ar fi concluzia. Totuși, în Buzău, numărul persoanelor vaccinate este unul mai scăzut decât în Vrancea, dacă luăm în calcul faptul că în Buzău s-a dat startul în toate cele 5 centre de vaccinare, iar în Vrancea doar în 2 din cele 5 centre, iar numărul persoanelor vaccinate este aproximativ la fel, însă sunt speranțe ca în zilele următoare să se atingă acel target de 50 de persoane pe zi, spunea directorul de la Direcția de Sănătate Publică din Buzău, iar în Vrancea, iată, ni s-a spus exact ce număr de persoane este programat pentru următoarele 3 centre unde se va începe vaccinarea de mâine, iar la Jud, în spitalul suport COVID, abia pe 6 ianuarie va începe vaccinarea, așadar etapizat, iată o altă strategie decât în Buzău. Cel mai important este că vin solicitări din partea celor care doresc vaccinarea și astfel încât toate cele 975 de doze repartizate Buzăului și județului Vrancea să fie consumate până la finalul săptămânii, adică în acel termen de 5 zile în care ele pot fi folosite, pentru că după acest termen ele expiră și nu mai pot fi folosite. Ați văzut că Buzăul se gândește deja la un plan B, în sensul că dacă aceste doze nu vor fi consumate în această primă etapă, și anume pentru cadrele medicale, să poată fi luată în calcul și vaccinarea persoanelor care ar intra în etapa a doua. Însă cei mai mulți dintre cei cu care am stat de vorbă în această seară, ați văzut și dumneavoastră, spun că totuși aceste doze 975 vor fi consumate și valorificate în cele 5 zile de către cadrele medicale. Vom vedea ce se va întâmpla până la finalul acestei săptămâni. Bineînțeles că o să ținem aproape și toate informațiile pe care le vom afla vor fi pe șansanews.ro și pe Focus FM și bineînțeles aici la Focus TV, spuse de colegii mei. Mergem mai departe pentru că astăzi am stat de vorbă și cu câțiva buzoieni. Mărturisesc câțiva oameni pe care i-am găsit astăzi la ora 8 dimineață așteptând în curtea spitalului județean. Fie aveau probleme medicale și atunci erau programați și atunci s-au prezentat, fie aveau urgențe medicale și atunci, bineînțeles că au venit în momentul în care au avut ceva de rezolvat. Haideți să vedem ce ne-au spus acești oameni. O mică mențiune aș mai avea de făcut. Erau și persoane mai tinere și mulți în vârstă. Persoanele mai tinere au fost sceptice, nu prea au vrut să stea de vorbă. Însă bătrânii sau persoanele trecute de o anumită vârstă au fost deschise și mi-au răspuns sincer la întrebarea dacă vă veți vaccina. Haideți să vedem ce au spus oamenii. Tocmai ce a început la Buzău vaccinarea anticovid, dumneavoastră
Ce părere aveți despre această imunizare? Sunteți dispus să acceptați da, acest? Eu fac. Fac vaccinare. Da. Ați trecut prin această boală? Cum a fost această perioadă? Nu, n-am trecut. N-am trecut, dar când mă cheamă, o fac. Ce vă determină să spuneți da vaccinării anticovid? Să scap din boala asta care este pe noi. Asta este. De asta vreau să o fac. Cum a fost această perioadă pentru dumneavoastră? Foarte rău. Am și probleme cu picioare. Nu pot să ies din casă. Foarte rău. Le facem. Dacă trebuie, le facem. Pentru sănătatea noastră, le facem. Ce să facem altceva? Cum a fost această perioadă pentru grea, doamnă, grea. Grea. Cum să fie? Mai ales că eu sunt trecută de o vârstă, n-am avut voie pe unele locuri. Acum mai mi-am făcut-o și pe asta. Ce să facem? Deci aveți încredere în acest vaccin? Da, doamnă. Am. Am încredere. Nu știu ce să spun. Prea multe, așa nu prea mă pricep. Nu prea am nici prea multe informații, așa. Vă veți vaccina? Deocamdată încă nu sunt chiar hotărât, dar cred că este indicată vaccinarea până la urmă. Cum a fost această perioadă pentru dumneavoastră? Asta o perioadă normală pentru mine. V-ați temut că vă veți infecta? Și normal, ca o și cetățean care se teme pentru așa ceva. Astăzi a început vaccinarea anticovid la Buzău. Dumneavoastră sunteți dispus să vă vaccinați? Da. Ce vă determină să spuneți da vaccinării? Păi, cred că este ceva normal și nu este ceva care să omoare populația și să omoare. E ceva benefic, bănuiesc. Cum a fost această perioadă pentru dumneavoastră? Foarte grea. Da, am și diabet și mai mult în casă. Ce să faci? Am văzut copiii de un an de zile în Spania. E greu. Așadar, domnilor și domnilor, ați putut vedea cum a fost primită vestea vaccinării de oamenii pe care i-am găsit astăzi la spital. Deci oameni cu probleme, majoritatea a spus că se va vaccina. Ați văzut că sunt și oameni care vor să mai aștepte, așa, să mai adune informații. Zic eu, au timp până când va începe cea de-a doua etapă a vaccinării, momentul în care și cei pe care i-ați văzut pot intra și pot primi această doză. Dar ce înseamnă din punct de vedere psihologic faptul că, iată, am ajuns la această etapă? Am putea spune că unii dintre noi s-ar putea relaxa și atunci măsurile și restricțiile care încă sunt în vigoare să nu mai fie chiar atât de mult respectate. Sau poate pentru ceilalți care sunt, poate care au trecut prin boală și știu ce înseamnă foarte bine această infecție, bineînțeles înseamnă o bucurie imensă și speranța că un număr cât mai mare de persoane s-ar putea vaccina și această pandemie s-ar putea încheia în câteva luni. Ați văzut, specialiștii la nivel național spun că am putea reveni la o viață normală abia după ce un procent de 60-70% din populație se va vaccina. Dar cel mai în măsură să ne răspundă la această întrebare, cum funcționează, nu știu, psihicul uman la o asemenea veste, este psihologul Mihaela Avramescu, care este în acest moment în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cum să privim acest moment? Spuneam că ar putea fi o sabie așa cu două tăișuri. Este adevărat sau să privim ca o veste extraordinară și toată lumea se va bucura fără să fie un pericol de relaxare? Este într-adevăr o veste bună, dar care va naște în continuare controverse. Nu neapărat în ceea ce privește relaxarea, pentru că chiar trebuie să vedem că n-am fost noi foarte, foarte restrânși, mulți dintre noi. Problema va ține de reușita vaccinării, de convingerea populației să se vaccineze, adică să atingem acel 60-70% din procentajul populației care să fie vaccinat. Și aici vor fi probleme pentru că rezistența creierului la schimbare este destul de mare.
dacă după ce am trecut de perioada din martie-aprilie, când ne-am convins totuși că acest virus există și ne-am obișnuit cu el, dintr-o dată vine iarăși o schimbare, acest vaccin despre care informațiile nu sunt foarte multe. Și cele mai multe informații, din păcate, din ceea ce privește mediile virtuale, vin de la cei antivaccin, care sunt foarte bine organizați în ceea ce privesc informațiile de ce nu ar trebui făcut vaccinul. Mă bucur totuși că activitatea de vaccinare a fost preluată de armată, pentru că organizarea și felul de a se pune problema este foarte bun în mediul militar și sper totuși că după ce va trece acest prim val de vaccinare în rândul cadrelor medicale, când populația va vedea că nu se întâmplă absolut nimic rău, se vor convinge că, într-adevăr, dacă vrem să scăpăm de acest virus, vaccinarea va fi necesară. Spuneați că există o rezistență așa la schimbare. Cam cât îi trebuie unui om să accepte o schimbare, mai ales cei care, iată, sunt acum neîncrezători în acest vaccin? Și poate au putere mai mare de convingere și asupra celor din jurul lor care încă mai adună informații. Va ține foarte mult de comunicarea și de nivelul la care se va face comunicarea de cei care organizează această campanie de vaccinare. Oamenii au nevoie de informații și au nevoie de informații pe care ei să le înțeleagă. Chiar zilele trecute s-a făcut un sondaj în care mai mult de 80% din populație a spus că nu se vaccinează sau așteaptă să se vaccineze după ce va vedea că acest vaccin nu are reacții adverse la cei vaccinați. Surprinzător este faptul, și poate nu surprinzător, cei care au spus că nu se vaccinează erau de obicei în categoria tinerilor cu studii medii. Dacă comunicarea către această categorie de personal se va face așa cum trebuie, se va reuși totuși să fie convins să se vaccineze. Cum credeți că ar trebui să se facă această comunicare? Spuneați pe înțelesul tuturor și cu... De exemplu, haideți să vă spun din punctul meu de vedere. Este foarte frumos când văd medici la televizor, mă refer cum a început campania, când văd medici la televizor care îmi spun că ei sunt responsabili, se vaccinează și că ar trebui să o fac și eu. Vă spun acum din punctul de vedere al cetățeanului. Dar sună puțin numai niște mesaje motivaționale și cam atât. Și astea pe motivație, dacă nu este intrinsec, adică eu să fiu convinsă de utilitatea acestui vaccin, nu prea țin. Așa cum nici partea aia de frică care a fost în perioada de pandemie nu a ținut foarte bine și s-a văzut că oamenii la prima relaxare au început să facă chefuri, să plece la munte, să facă o groază de lucruri care nu erau indicate în această perioadă. În primul rând ar trebui să vină informații de la specialiști. Ar trebui în echipele de informare să fie angrenați psihologi care știe exact ce înseamnă comportamentul uman. Să fie angrenați sociologi care știe exact ce înseamnă psihologia maselor și cum ar trebui puse problemele în așa fel încât lumea să-și adopte niște comportamente noi în această perioadă. Și specialiști care să explice ce este cu acest vaccin, care este metoda prin care s-a realizat, de ce s-a putut realiza atât de repede, pentru că și aici a venit și sunt foarte multe întrebări. Există un clip foarte frumos făcut chiar de o fetiță româncă care de asta are părinții medici și trăiește undeva prin Norvegia, parcă, și care a circulat zilele astea, în care explică pe limba tuturor ce înseamnă de asta RNA-ul mesager, cum acționează el în corpul uman și cum va produce anticorpii care ne vor proteja de COVID-19. Așadar, și astfel de clipuri ar trebui să ruleze tot timpul pentru că oamenii să scape de acest sentiment de teamă, de frustrare, de anxietate, de nou. Când v-ați referit la specialiști, la ce categorie mai exact? Infecționiștii, epidemiologii, virusologii, cine să vină să explice exact? Cred că la ora actuală virusologii ar fi cei care ar trebui să explice cel mai bine, părerea mea.
Și credeți că mesajul ar trebui să fie, nu știu, adaptat tuturor categoriilor de persoane cărora... Da, mesajul ar trebui să fie în termenii care toată lumea priceapă despre ce este vorba și cum s-a făcut acest vaccin și cum acționează el în corpul uman. Vă mulțumesc foarte mult, informații prețioase pe care ne le-ați comunicat astăzi. Sperăm că se va ține cont de ele, măcar la nivelul județelor Buzău și Vrancea, să fie cooptați în echipe, iată, și psihologi, sau poate ca mesajele să fie adaptate și când ajung în fața oamenilor prin intermediul nostru sau în momentul în care ajung în jurul oamenilor, în mijlocul oamenilor, să poată comunica într-un mesaj cât mai, să fie cât mai bine receptat acest mesaj. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate informațiile. Noi, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției. O să vă mai spun încă o informație. Printre cei vaccinați astăzi în Spitalul Județean Buzău se pare că este și medicul Adrian Zoican, șeful secției UPU Buzău, la rândul său infectat în această vară cu SARS-CoV-2. Iată, și dumnealui a acceptat această vaccinare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire lunea viitoare, însă rămâneți conectați la tot ce înseamnă Focus TV, Focus FM, Șansa, News.ro, pentru că vă promit cele mai proaspete și bune informații direct de la sursă vor ajunge la dumneavoastră.